11 bilete de la pariuri sportive v-am pregătit pentru astăzi, 19 octombrie și, evident, mâine, 20 octombrie. V-ați prins, sunt biletele pentru weekend, sâmbătă și duminică. Haideți să dăm drumul la treabă și vă prezint în ceea ce urmează foarte, foarte scurt biletul cotă 300 plus plasat la Superbet, care face parte dintr-o strategie ce ne permite să pierdem numai puțin de 299 de bilete, dacă măcar unul singur va fi câștigător. Am ajuns la pasul 112 și de foarte, foarte multe ori am fost aproape să dăm lovitura. Așa că urmăriți acest bilet. În continuare v-am pregătit biletul format doar din GG-uri, plasat la agenția Donda. Bineînțeles, voi puteți paria aceste pronosticuri la orice casă de pariuri doriți. Cotă finală 5,93. 4 pronosticuri pentru GG. Biletul zilei are următoarele pronosticuri. Como o surprinde pe Parma de cel puțin 2 ori pentru că face pasul offside și la Fulham cu Aston Villa, evident, peste 5,5 offside-uri. Așa arată biletul zilei pentru 19 octombrie, sâmbătă, plasat la Betano. Dăm drumul mai departe cu biletul cotă 10 plus plasat la Superbet, format din 7 evenimente și care totalizează o cotă finală de 12,09. Mergem mai departe și începem cu biletul miză mică 2 lei pe termen lung, care ne poate aduce un profit uriaș. Este vorba despre strategia 2 goluri în prima repriză. Cei care nu cunoașteți detaliile, vă invit chiar acum să intrați în playlist-ul cu strategii și găsiți acolo toate detaliile despre strategia care îți poate aduce profit uriaș dacă iese un bilet câștigător chiar și odată la 20 de ani. Continuăm cu pontul zilei, care evident vine de la Fulham cu Aston Villa. Vă spuneam că cei doi antrenori, Silva și Unai Emery, fac pasul la offside în mod organizat. Se cunosc destul de bine pentru că ambii antrenorii activează de ceva timp la cele două formații, 2 respectiv 3 ani, iar în ultimele două întâlniri directe dintre Fulham și Aston Villa cu cei doi tehnicieni pe bancă s-au totalizat numai puțin de 8 offside-uri și 10 offside-uri. De aceea mă aștept ca diseară să vedem cel puțin 5 semnalizări de la margine. Și bineînțeles, Superbet ne oferă o cotă de 1,77. Dacă găsiți cota mai mare în altă parte, chiar vă invit să o faceți. Trecem mai departe la ziua de duminică și evident nu putem începe decât cu pontul zilei, care vine din Superliga, de la derby de România, Dinamo FCSB. Dragi prieteni, două echipe extrem de agresive în acest start de sezon. Dinamo încasează o medie de 3 galbene și are deja 3 eliminări, în timp ce FCSB utilizează și ea un joc agresiv și bineînțeles că încasează minim 2,1 galbene pe meci și a primit 2 cartonașe roșii până în prezent. În ultimele 14 întâlniri directe dintre Dinamo și FCSB, de fiecare dată s-au acordat cel puțin 5 cartonașe la finalul celor 90 de minute. De aceea mă aștept ca în acest meci, evident, centralul Marin Barbu, care, apropo, este la primul derby de România, să ofere cel puțin 5 cartonașe. Cota 1,43 la Superbet, pontul zilei, da? Trecem mai departe la biletul zilei format doar din pronosticul GG. 3 partide pentru o cotă finală de 5,00, plasat la Winner. După care vă las, evident, biletul de 100 de milioane pentru duminică, ca apoi să urmeze, evident, biletul cotă 10 plus de la strategia biletul cotă 10, acea strategie care, dacă bifăm un singur bilet din 10, vom avea profit. Foarte, foarte simplu. Continuăm cu biletul zilei pentru data de duminică, 20 octombrie, și avem așa Liverpool cu Chelsea, peste 20,5 faulturi, cotă 1,36, Dinamo FCSB, peste 4,5 cartonașe în meci, și Barcelona-Sevilla, peste 2,5 goluri în acest duel,
care ne-ar putea aduce o cotă de 1,45 și o cotă finală la acest bilet Superbet de 3,15. Dragi prieteni, vă invit chiar acum să -mi lăsați în comentarii scorul vostru la Dinamo, FCSB și dacă nu ești abonat, abonează-te, totul este gratuit, totul la vedere. Până data viitoare, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap.